au fost finalizate procedurile legale ale licitației publice organizată pentru vânzarea în bloc a termocentralei Mintia. Prețul total de pornire al licitației, care va avea loc în data de 15 iulie la sediul Complexului Energetic Hunedoara din Petroșani, este de peste 90 de milioane de euro fără TVA. Cred că este un pas important în ceea ce privește noua orientare spre dezvoltarea capacității energetice a României. S-a dat drumul la licitația pentru Mintia, care va avea loc în 15 iulie 2022. A fost aprobată de Adunarea Generală a Creditorilor. Este o valoare de aproximativ 90 de milioane de euro. Prefectul de Hunedoara a declarat că instituția pe care o reprezintă va face toate demersurile pentru aducerea unui investitor strategic care să realizeze o centrală pe gaz metan cu o putere de 800 MW/h. De asemenea, la noua centrală vor putea fi puse în aplicare demersurile necesare, astfel încât să se stopeze poluarea cu dioxid de sulf, oxid de azot și pulberi și Mintia să se adapteze la noile standarde europene, prin care se urmărește trecerea de la producția de energie electrică pe bază de cărbune la cea din resurse regenerabile. Cu siguranță, noi, din punctul de vedere al instituției prefectului, vom face toate demersurile ca să vină un investitor strategic, să încercăm să dezvoltăm la capacitatea scrisă în caietul de sarcini de 800 de MW/h și să încercăm să facem tot ce este posibil ca această termocentrală pe gaz care se va realiza la Mintia să fie realizată și efectiv construită și dată în funcțiune până la sfârșitul anului 2026, în corelare cu tot ceea ce înseamnă planul de dezvoltare energetică a Guvernului României condus de domnul prim-ministru Nicolae Ciucă. Termocentrala Mintia este compusă din terenuri de aproape 3300 de metri pătrați și construcții precum și bunuri mobile și echipamente aferente acestora. În cazul în care activul nu va fi valorificat la prima strigare, licitația se va relua pe 29 iulie, apoi pe 12 august și ulterior pe 26 august în aceleași condiții de preț.